Cu lacrimi de durere și flori de recunoștință, astfel a fost petrecută pe ultimul drum Nadejda Brânzan, o luptătoare activă în anii renașterii naționale. A fost una dintre cele 11 femei din primul parlament al Republicii Moldova, semnatara a Declarației de Independență a Republicii Moldova și președintă a Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Femeilor. Funerariile au avut loc la Cimitirul Central din Chișinău. Dacă nu vrea puterea, suntem noi, oamenii. O luptătoare pentru adevăr și pentru integritatea țării. Nadejda Brânzan s-a aflat în vâltoarea evenimentelor până în ultima clipă a vieții. A fost inițiatorul evocării membrilor Sfatului Țării, dar și a comemorării colegilor din primul parlament. A iubit această țară, acest popor, a ținut foarte mult la el, nu l-a trădat niciodată, a rămas pe principiile care au fost promise încă atunci. Din păcate, iată că ne-a părăsit. Prea multe goluri avem în ultimul timp. Mi-a lăsat o impresie de mare luptător. De fapt, eram pe aceeași dimensiune. Ea a fost un mare român, a rămas un mare român și regret foarte mult că a plecat fără ca să-și vadă idealul realizat. Noi, cei care rămânem, suntem obligați ca să ducem la bun sfârșit ceea ce am început atunci împreună, prin declarație de independență. Astfel va rămâne Nadejda Brânzan în memoria celor care au venit să-i aducă un ultim omagiu. A plecat în lumea celor drepți o doamnă distinsă, cu un suflet nobil, și acum când o conducem pe ultimul drum, ne amintim de făptura ei mică, dar de faptele ei mari, pentru că avea un suflet enorm de frumos, curat și atâta energie. Ultimii ani ne-am apropiat, mai vineri am avut o ultimă discuție, dacă se poate, spus cu ea la telefon. A fost o femeie foarte înțeleaptă, blândă, dar în același timp un caracter de la care urmează și avem multe de învățat. Nadejda Brânzan s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani. S-a născut în 29 august 1948 în orașul Rezina. A absolvit Institutul de Medicină din Chișinău și a activat în calitate de medic. A fost deputat în primul parlament și a participat activ la mișcarea de eliberare națională.